Două săptămâni înainte de nunta băiatului, acasă la Anda Ghiță, este agitație mare. Colega mea, Alexandra Andrei, adică Andreea Marina, redacției noastre, în cazul în care uitați, este acum acasă la Anda Ghiță. Așadar, Alexandra, comment ça va? Oh, ça va bien, toi? Et moi aussi, et moi aussi? Bine, noi francez! Să rămână doamna Mihaela Rădulescu! Colega mea, colega mea, bine, Alexandra, e poreclită Andreea Marin și de asta ziceam. Așa sunt. Chiar îi se potrivește. Ți se potrivește, vrea să vă luați puțin în brațe. Uite, exact așa. Se fac ceva acum, luați-vă în brațe. Noi ne înțelegem foarte bine, nu e... Da. Așa, nu-i problemă. Anda, te-ai cățărat pe ceva? Am venit la Anda pentru că mai are... Stai un pic, Alexandra, că am o dilemă. Da, și tu ești o colegă foarte înaltă. Hai, scuză-mă, gata. Nu înțelegeam, s-a cocoțat pe ceva, sau mă gândeam că a luat ceva și a crescut mult. Am rezolvat. Te rog, hai să vedem. Nu, și-a pus tocuri, Alexandra, și eu nu. Am rezolvat problema. Se pregătește acum de nuntă să fie la înălțime, cu absolut totul. Mai are două săptămâni până să fie soacră mare. Hai să spun, stai, fii atent. Sunt extrem asprins într-un moment extrem de frumos, sunt extrem de fericită, exuberantă, pentru că se mai e puțin și vine nunta băiatului și a nurorii prietenei mele, în fine, nu noră, că eu n-am făcut. La noi se mărită Lori, nu Mona. Așa, că tot să fim în... Se mărită Lori. Mai mici pregătiri, așa... Lori, așa, Lori. Și sunt fericită și am prins aici un cadru cu florile mele care or să fie mult mai înflorite în ziua anunții și o să fie superb. Vreau să mă distrez, să am o distracție pe cinste cu cei dragi, pentru că eu nu fac o nuntă, bă, vii la mine ca să vin la tine sau să fii din obligație. Distracție. Să fie distracție, să ne suim pe mese, să ne simtem bine cu toții. Și vă invităm și pe voi dacă vreți să bem un cocktail, nu șampanie, că nu-mi place șampania, dar vă ofer șampanie dacă ție îți place. Așa, și înainte de toate să știi că mă pregătesc, am făcut grădina frumoasă, că pe la mine grădina este ca o sufragerie pe tot timpul verii, adică poți să mergi desculț, să simți iarba. Hai să le arătăm oamenilor că am venit să facem așa un control. Grădina la control de tine, bă, înainte că de ești Caterinca, bă, ești mișto, mă. Și da. Alexandra ta, Andreea Marin, e mișto. Mihaela, stai puțin, te rog frumos, pentru că Cătălin, trebuie neapărat să-ți arăt ceva înainte de toate, înainte să vedem în grădină. Am parcat aici în față la Anda, am văzut o colecție impresionantă de mașini aliniate așa. Și am întrebat Anda, ale cui sunt mașinile astea aliniate toate, care mai de care aici? Și zice, ei, ale noastre, aia a mea, aia a lui Fimiu, aia a nurorii, așa? Da, sunt toate ale mele, mă! Le conduci în funcție de, nu știu, cum te îmbraci în ziua aia, cum se potrivește pe ținută? Că nu am chef de unele, dau să le conducă ei. Aș vrea aia galbenă, înțeles. Dacă se poate, să mi-o împrumutat și mie o săptămână. Aia galbenă. Mai măruță să-l întreb pe fiul meu, că ăsta e nebunit cu ea, bă. Cu el vorbești, nu cu mine. Aș vrea să-mi împrumut o săptămână. Aia galbenă, îți dau un exemplu, mie nu mi se potrivește, că mă dau jos din ea târâș. Târâș, dar din aia cum faci? Din aia te dai jos așa ca din pom. Foarte mai închiriați limuzină la nuntă? Nu cred că mai e cazul. Nu mai închiriem. Nu mai închiriem pentru că ce rost are să mă dau din limuzină de-a bușilea, să fie prea cald, așa știu deja confortul care mi-l oferă mașinile noastre, știi? Și facem așa o întrecere, facem o chestie mișto, știi, la nuntă. Ai scăpat de cheltuiel. A, deci fiecare cu mașina lui. Da, fiecare cu mașina lui, o să fie o chestie mișto. Ai aici, practic, în curte, trăiește, nu știu, într-un paradis verde, așa este, totul verde, totul înflorit. Ai pregătit acum special pentru nuntă, ai plantat mai mulți trandafiri, nu. Să fie în mai comparație, frumos. În comparație cu orice lucru care îl construiești, grădina se maturizează și crește în timp. Deci nu e așa, bim-bum-bam, am pus acum plante și au crescut peste noapte, nu. Însă, pot să spun că... am depus tot sufletul. Deci aici în grădina asta este tot sufletul meu. Este raiul meu. Știi că până la urmă oamenii așteaptă să ajungă în rai după ce mor. Nu, raiul este pe pământ. Până la urmă fiecare își creează confortul în locuință, în grădină, unde dorește, știi? Iar eu sunt foarte mândră de ce am construit aici, dar să spunem că e prea mult spus, de ce am plantat.
Da? Deci e tot sufletul. Responsabilă aici cu grădina, absolut cu tot. Aranjatul. Se face din plăcere, dar nimic din plăcere nu se face așa fără muncă, știi? Am și munca în grădină o fac chiar cu mare, mare plăcere și cu tot sufletul. Deci chiar și așa, și cu manicura asta perfectă. Da, sigur, pentru că mi-e pun mănuși. Am momente când ui să le pun, mai intră niște țărână, dar nu nicio problemă, că de aia este apă să pun și ne spălăm și ne îngrijim. Și e frumos să fii, cum am mai spus, gospodină în casă, doamnă pe stradă și ce vrei în pat. Mai plecați de aici, de acasă, de la voi sau toată ziua stați aici? Mai dacă aveți grătarul aici, am grătar. Pregătit, foișor. Am foișor. Am masă aici ca să luăm masa, să nu stăm să, eu știu, cocoșați în alte locuri. Îmi pot permite să fac orice. E o zonă, să zic așa, muntoasă la câmp. Da, pentru că eu mi-am pus și brazii aferezi care îmi plac și îi ador. Imaginează-ți că ei, deci au vreo, i-am luat când aveau 3 ani și acum au vreo 14 ani acești brazi. Deci și încă mai au de crescut și mă sperii că la un moment dat o să-mi umbrească curtea, iar eu mai fac și plajă aici. Știi? Eu nu fac solar, eu am aici pe gazon, îmi trântesc două șezlonguri pentru că nu pot să le las în permanență, că altfel mi-ar strica gazonul. Și cum de căldura? Câte o oră pe zi minimă? Da, o oră așa de bun simț, încât să-ți dai un pic de culoare, să nu te arzi, să nu eu știu ce să faci, insolații sau alte probleme. Nu solarul, deci aș spune tuturor, băi, lăsați naibii solarul, că aici evita vitamina D, dar la solar ai e... Ai stat un pic la plajă, văd că aici asta, da. Un pic de bronz, ai mai fost plecat în vreo vacanță? Nu, o să plec în luna de miere, după nuntă, copiii mei nu pot să plece fără mine. Asta vreau să zic, ești prezentă peste tot. Mă, sunt tu prezentă, nu cu nunta, forța. Tu mergi cu ei luna de miere, de fapt e luna de miere a ta sau cum? Mă, e luna, da, mă, dacă vrei să spui, da, e luna mea de miere, mă, da, mă, împreună cu ei. Nu știu, vrem să plecăm într-un resort unde să stăm să ne odihnim, să ne jucăm puțin și restul soare și mâncare și celelalte. Așa, și poate cine știe se prinde și vreun pui. Un pui la mine, un pui la ei. Mai știi? Bunicuță, bunicuță. Păi, cică dacă faci un copil și ești însărcinată în, la vârsta asta, așa, a doua, cică îți regenerează organismul, mă. Tu vrei să fii însărcinată? Tu îți mai dorești? Păi, da, de ce eu? Ce am, mă? Ce am? A, deci tu nici măcar nu te gândești la... Nu, deci am zis, un pui eu, un pui ei. Mamă, îți dai seama cum e, bunica a făcut copil și stai, și face și Nora și stai puțin, gradul de rudenie că nu vine acum. Și să mai între copii? Puteți împreună, vă aveți aceleași preocupări, e mai bine. Ce ai făcut aici? Ce organizezi? De aici pleacă mireasa, de aici pleacă masă, ginere, ce se întâmplă? Pentru că sunt un pic tradiționalistă și nu neg chestiile de bine. Nu o să vie cu brad, cu foaie verde, nu. Mă gândeam chiar la un moment dat, discutam înainte, că poate o chem pe Saveta să cânte găina la nuntă. Trebuie, cuco și pupă să dăm tanti Saveta, neapărat. Ador melodia, o ador pe femeia asta. Saveta e mare șmecherie, mă, ce, știi și tu, nu trebuie să spun eu. Dar e un mare fel, Saveta. Așa. Da. O să pun masa în zona aceea, o să fac un fel de bufet suedez înainte de unde este mușcata respectivă, cumva aranjez bine. Trebuie tuns un pic pe acolo printre pavele, iarba luată, da. Bine, masa în momentul în care vin nașii, ceilalți invitați, ca să ia mireasa. Pentru că, na, noi ăștia suntem noi românii. Mă, suntem tradiționaliști. Chiar dacă nu totuși alții jonglează și vor să facă, eu știu, aroganțe în altfel și la altcumva, le facem și pe alea. Dar niște tradiții chiar zic că merg și sunt frumoase. Pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, vreau să vorbesc o secundă și cu mireasa. Atât vreau să spui, ți-ai luat rochea? Bună, da, chiar mi-am luat rochea, am făcut câteva modificări ca să fie perfectă, totul e în regulă, suntem... Mulțumită? Exact așa cum ți-ai dorit-o? E exact, e perfectă. Ai emoții? Nu am absolut deloc emoții, tocmai acum plecăm să vorbim că vin să ne ia cu bărcile de acasă. Salutări și lui Măruță. Și cu... Te salut! Te salut. Și cu cel mai mare drag, o să-ți împrumut și mașina dacă dorești. Plecăm cu bărci, cu elicoptere, cu tot ce trebuie. Cu bărci, cu elicoptere? Păi atunci nu lipsim de aici. Hai mă, nu vă uitați în gura, nu vă uitați mă în gura lui. Doamna Anda, numai un pic, doamna Anda. Ce zici tu, dar eu o să fiu prezent aici. Andreea Marin, ascultă-mă puțin. Băi, trebuie pe Normea dacă vrea să facă... Nu, cine, un pic ascultă-ne liniște, tu pe noi. Soacra. Cine vrea să facă bebe primul? Cine se pune pe treabă? Îl fac eu. Soacra, spun eu. Îl face Nora bebele primul, se pune pe treabă sau mă pun eu ca să știu ce fac?
Eu zic să fie în același timp, ca să-i creșteți bine. Cine cucă? De la cine cucă? Facem concurs. Anda. Facem un concurs. Numai care puțin. Face primul. N-ai primit la tine acasă. N-ai primit la tine acasă. Băiatul tău a spus că mi oferă mașina o săptămână să mă plim cu ea pe dorobanți, așa, cu aia galbenă frumoasă, elegant. Bă, tu-l crezi? Păi a zis, a promis. Așa, fii atent pentru Lori. Avem aici formația celebră Azur și am adaptat piesa cu Mona. Azuga. Azuga, da. Azuga, mă, bă! Am adaptat piesa cu Mona, așa. Semărită Mona mea, semărită Lori-a mea, pentru că ai zis că Lori este ca și fata ta. Da. I-auzi. Da, da. E prietena mea. Ce să mă fac, doamne, eu, semărită Lori-a mea, i-a venit și ei vremea. Aoleu, ce să mă fac, doamne, eu, semărită Lori-a mea, să cânte Azur la ea. Azuga, Azuga! E și formație la noi. Frumos, mulțumim. Mulțumim mult, da. Mulțumim. Frumos. Mulțumim frumos, mult. Da. Pentru cântarea asta să lăsați mașina și cu rezervorul plin. Da, și un miel, că i-am botezat, de fapt, domnișoara dinainte. Ea trebuie să dea mielul. La ea se scuză că e mis. Și ea are alte treabă cu moda, cu frumusețea. Bun. Mulțumim mult de tot, vă pupăm, casă de piatră și să fiți și fericiți. Noi. Și o să fim aici prezenți la nuntă. Sigur, vă aștept, vă așteptăm cu drag. Lasă-le mă bunul de bărci și elicoptere, băi. Așa a zis, nu știu, eu vreau să le văd. Nu, eu mă plimb cu musca. E bine, atunci și asta vreau să văd. Bine, numai bine, mulțumim mult de tot. Mulțumim tare mult că ne-ai primit. Și eu vă mulțumesc. Numai bine. Vă doresc fericire tuturor. Doamne ajută, 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 Doamne ajută, 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 ajută.